Wow, bun. Super. Trebuie să beau o cafea. Bună dimineața. În 2 minute voi pleca din nou pe ultimele la o parte de spinning. Mai am câteva guri de cafea. Țineți aproape, ne vedem de pe drum și mai apoi cu imagini de la locul de pescuit. Este ora 6:30. Sper să fi fost o alegere bună, o parte de dimineață, în locul uneia de seară. Am avut mereu partide bune pe cer în orat. Astăzi mi-am propus să încaut cu niște vopere de suprafață. Asta și datorită cerului în orat, pe care se pare că îl voi avea pe parcursul partidei. În cazul în care cerul se va înselina, atunci voi trece și la niște vopere clasice. Sper să fie totul în regulă, să scot câțiva pești la cameră și să prind niște pești mari anul ăsta, că până acum am prins pești ok, eu știu, la în jur de 35 de centimetri cei mai mari, dar suntem în luna august și deja timpul trece și mi se pare foarte puțin. În partidele pe care le-am avut anii precedenți am reușit și capturi mai frumoase. Am ieșit de pe drumul principal. Sunt urme de tractor destul de atent. Astfel că, ia uite și aici. Am prins-o. Asta este. Voi veți fi data viitoare. Bun, m-am echipat, voi folosi pentru început acest vobler. Îl voi folosi în primul rând pentru a-mi încărca firul cu apă, firul textil. Fac chestia asta de când am trecut de la monofilament la textil ca și linie principală. După ce va fi încărcat cu apă, voi trece pe un loc de suprafață, care se lansează oricum destul de greu față de un vobler clasic. Iar greutatea firului mă va ajuta să obțin lanseuri puțin mai lungi. Ne vedem direct din apă. Am și o companie mică și albă. Iartă-mă, te rog. Acum, practic, ceea ce fac este să încarc firul cu apă. Nu mă interesează atât de mult să obțin un atac. Efectuez câteva lanseuri. Încarc firul. După care voi începe, practic, pescuitul. Mă ajută acest vobler deoarece evoluează exact sub pelicula apei. Fără să agăț, fără să-l agăț de substrat.
deja s-a încălzit. O voi mai pescui puțin îmbrăcat, după care o să-mi dau, voi mai pescui puțin așa, după care îmi voi da jos atât vader și cât și bluza aceasta și voi rămâne cu mânecă scurtă. Nu știam dacă sunt în țar, dar din ce observ nu prea sunt. Cu această norocă voi pescui astăzi. Este una din nălucile mele preferate când am parte de o apă puțin adâncă. Evoluează, după cum se poate observa, pe suprafața apei. În general este atacată de pești destul de măricei. Din când în când, pe aterizare, mai pot intra și pești puțin mai mici. Punctul fierbinte este mai jos de locul în care mă aflu acum. Wow, bun! Super! Super! Super frumos! Foarte frumos! Oh, și este un clean. Un clean în sfârșit. În sfârșit un clean serios. Ia uitați-l cât e de frumușel. Hai să vedem dacă reușim. Sigur că reușim. Sigur că reușim. Oh, da. O, oh, da. Bun. Foarte frumos. Vedeți? Năluca noastră. O, oh, ai ce frumos ești. Uah. Uah. Da. Acesta este un clean adevărat de râul Timiș. Priviți-l și dumneavoastră. Un clean adevărat de râul Timiș. Uitați-l. Ăsta, da. Te pup și să te faci și mai mare ca cât ești. Ui, ui, ui. Vai, cât de mult mă bucur. Foarte frumos a atacat-o. Wow, nu cred. Da. Spectaculos, cum spuneam. Spectaculos. Ah, îmi pare rău că n-am reușit să-l aduc la cameră. Dar cred că l-ați văzut. Chiar sărind din apă. Ce spectacol frumos. Mă bucur foarte mult că am venit astăzi pe acest loc. De ce, de ce, de ce, de ce pățesc asta? Ok. Uite-l, 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 uite-l. Da, și ca de obicei pe acest tip de nălucă am capturi frumoase. Și acesta este un clean frumos, nu la fel de mare ca cel de dinainte, dar este un clean mare. Poate fi considerat un clean
Uai, superb. Chiar superb. Hai să vedem dacă mă lasă să-l... Acolo nu o să pot. Dar voi putea așa, imediat pleci. Frumosule, imediat ești gata de plecare. Uitați-l cât e de frumos. Hai să te faci și mai mare. Mare, mare de tot. Așa îmi place, așa îmi place. A plecat la fel de nervos cum a și venit. Toată treaba este să recuperăm constant. Dacă recuperăm cu stop and go sau cu, nu știu, cu twitch-ul sau nu știu cum să, nu cred că e corect spus pe lucru asta, s-ar putea să muște de foarte multe ori pe lângă. Dacă o recuperăm constant, cred că își calibrează el mult mai corect atacul. Avem rateuri, avem rateuri și pe astfel de recuperări continue. Însă am observat că sunt mai puține. A părut că vâltoarea aceea, ia uite-l, bun, 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 și ca de obicei un clian frumos, frumos. Haide încet, prietene, că vei pleca așa cum ai venit. Doamne, ce bucăți frumoase! Încet, 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 te rog. Stai cu minte ca să pot să-ți dau drumul, nu mai fă chiar așa. Acum pleci. Imediat. Uite. Gata. Ești gata de plecare. Frumos? Frumos. Hai, atât a fost. Mă bucur că ai venit. Și te mai aștept. Mulțumesc tuturor planetelor care s-au aliniat astăzi. Ce frumos ești! Din nou un pește. Foarte frumos. Foarte frumos. Ești deosebit. Ia uitați-l. Vedem dacă aducem năluca mai din malul de vis-a-vis. Uite-l! Tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? De ce ai venit tu? Mai puiule, mai puiule mic, hai să te eliberez și pe tine. Hai, du-te că mai trebuie să mănânci lăcuste și iarbă vreo 3 ani. L-am văzut, de asta spun că n-a fost mare. Ca să ajung înapoi acolo, voi merge pe malul acela. Împotriva curentului nu mă deplasez pentru că
Gomotul este foarte puternic și nu vreau să-l deranjez. Mi-am luat vader și aceștia, vreau să intru mai mult în apă. Mi-am făcut și niște zgârieturi la mână, dar asta trece. Haideți să vedem, vreau să mă bag puțin mai în maluri și apa va fi cu siguranță mai mult decât aveam eu pantalonii aceia scurt și nu vreau să mă mut. Între timp mi-am luat și vader și cu gândul că voi intra mai mult în apă. N-am vrut să mut pe pantaloni. Din zbor a luat-o. Din zbor ai luat-o. Din zbor ai luat-o tu, clenuțule. Mai mare ai intrat și tu. Bun. Care stau normal și așteaptă insectele să vină. Hai! Uite și frate! Mare, mare! Acesta a fost un avat ca cel pe care doresc eu să-l prindă. Zăpăcitule, îmi dai emoții de pomană. Cred că e agățat prost. Nu cred că e atât de mare. Chiar nu cred că e atât de mare. Sau alt. Mușcat foarte încet. Oh, nimic. Nu nimic, dar e pe lateral agățat.
frumos clenuț. Hai încet. Încet. Ce simpatic a fost. Bun. Acum începem operațiunea de super. Gata că pleci imediat. Gata că pleci imediat, un client frumos. Chiar frumos. Să crești mare și să mai vii. Astfel, îmi place să te văd cum pleci. Cred că a fost mic. Aici sunt destul de adânc băgat în apă. Sunt destul de adânc băgat în apă și va trebui să țin vârful la 10 mai sus. Nu știu cât de bine se va vedea pe cameră în cazul în care voi avea că mai devreme un atac. Nu e cel mai mic de pe pământ, dar față de ce am prins în general este mic. Hai să... Bravo! Bravo! Mai frumos. Gata, că spiritus pește, gata. Gata, că media pleci. Hai să mai recuperăm puțin din fir. Uitați-l ce frumos este. Super, du-te, dată și crești mare. Așa. Foarte frumos. Foarte frumos. Bun, mai facem câțiva pași în aval. Bravo. La cicada mea să nu vii, că te înțeapă în bot și după aia plângi. Bine că vii la obleți. Ce să facă și el. O bucată frumoasă. Astăzi am folosit o lansetă
de 2 metri și 10 cm. O mulinetă mărime 1000. Un fir textil de 008. În capătul căruia am legat un fir monofilament de 0,18, iar canăluca, cel din imagine, sper că se vede destul de bine. Ea a fost folosită pe toată durata acestei partide. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut astăzi. O nălucă de suprafață, mai greu de lansat față de wobblerele clasice, din cauza acestor aripi din silicon și acestor piciorușe tot din silicon, dar care pe locuri cu apă mai puțin adâncă și-a făcut pe deplin datoria. Dragilor, ce partidă minunată am avut astăzi! Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut. Au fost atacuri explozive la suprafața apei ale unor cleni însemnați ca și mărime. Eu vreau să vă mulțumesc pentru vizionare și să vă rog, dacă v-a plăcut, să dați un like. În cazul în care nu v-ați abonat, să o faceți. Sper să urmeze niște partide la fel de frumoase. Până data viitoare, eu vă doresc fire întinse, multă sănătate și să ne revedem cu bine. E plin de cimbru, plin. O plantă aromatică foarte bună. Natura ne oferă foarte multe lucruri. Trebuie doar să avem grijă de ea, să o protejăm. Și ea ne va răsplăti de fiecare dată. La fel și minunatul Timiș, care astăzi a fost la mare înălțime. Cu siguranță vor urma partide la fel de interesante. Țineți aproape de fiecare dată.